Okay, yeah. Pe stand aveți o carte despre familie, nădăjduiesc să n-aveți niciodată nevoie de ea, este Divorț și Recăsătorire în Lumina Scripturii. Dar dacă nu-ți cunoști dușmanul, nu știi nici de ce să te ferești. Ați văzut că pe curba familiei, după întâlnire și nuntă, urmează divorțul dacă nu știi cum să rezolvi deziluziile. Și cred că e foarte multă confuzie în lumea creștină, mai ales în lumea evanghelică, legată de acest subiect. Și de aceea am scos din comentariul pe Corinteni, care are aproape 800 de pagini, am scos anexa ca să o fac mai la îndemâna oamenilor și știu că lucrul acesta este important, mai ales în vremea în care trăim noi, pentru că în bisericile noastre se întorc oameni din lume și vin cu diverse situații familiale și atunci e foarte important ca biserica să știe exact unde stă în problema aceasta. Înainte ca să intru în a treia sesiune din această dimineață, am să vorbesc un pic despre ce cred. Este un proverb care zice, dă-i unui om un pește și va avea ce mânca în ziua respectivă, învață-l să pescuiască și ai scăpa de el. Și eu cred că datoria mea este să vorbesc nu doar despre pești, că conferința asta e câte un pește pentru dumneavoastră, ci să vă spun și cum pescuim noi, ca să ne hrănim deja de foarte mulți ani. Cred că cel mai frumos a definit John Stott biserica, când a fost la Oradia în 1985, știu că a venit soția mea acasă și era 12 noaptea, stătea în vârful patului și îmi povestea despre experiența ei. Și dânsul a zis, a murit anul trecut, zice, biserica este, ne adunăm ca să ne împrăștiem. Dar noi suntem biserica și în adunările noastre și peste săptămână. Suntem biserica 7 zile pe săptămână, 168 de ore pe săptămână, 365 sau 66 de zile pe an. Și atunci ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne împrăștiem ca să-L facem cunoscut. Dragii mei, cea mai bună metodă de a face cunoscut pe Dumnezeu este de a avea o familie după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a zis, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cu alte cuvinte, poți avea tot felul de bunuri materiale în viață, dacă relația ta cu Dumnezeu s-a rupt, implicațiile sunt imense, pentru că te pierzi pe tine însuți și pierzi relațiile din jur. Ceea ce ne dă sănătate este relația noastră cu Dumnezeu. În El este viața și din El ne alimentăm. Dacă relația cu viața se rupe, imaginați-vă o mlădiță în viță, când relația cu vița se rupe, mlădița se usucă, este tăiată afară și aruncată în foc. Și de aceea, fiind creați după chipul lui Dumnezeu, doar în relația cu Dumnezeu avem viață. Ascultați ce spune Petru la a doua epistolă. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui care ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care El ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca să ne facem părtași naturii, firii dumnezeiești, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Domnul Iisus Hristos, în pildele împărăției din Matei, după ce înșiră categoriile de pământuri, semănătorul este divin, sămânța este cuvântul, inima este pământul. Dar inima va hotărâ secerișul. Cu alte cuvinte, deși viața este în sămânță, de pământ atârnă secerișul. Și pământul poate fi bătătorit ca drumul, poate fi un pământ stâncos, spinos sau un pământ bun. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul, îl înțelege și pe urmă aduce roadă.
aude cuvântul, înțelege și aduce roadă. Cred că toți ne-am dorit să fim un pământ bun, care auzim cuvântul și nu plecăm îndată și uităm ce am văzut în oglinda cuvântului, ci vom medita la cuvântul respectiv, și asta e adevărat și pentru tema noastră pe familie. Puteți auzi încă o predică, ne-am obișnuit cu asta, uitați peste 24 de ore, 95% și vă mai aduceți aminte de câte puțin și pe urmă vine următoarea predică și măturăși cele 5%. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. Nu știu despre ce discutați când plecați de aici, dar de obicei când se termină predica, pac, 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 se sting întrerupătoarele și dacă ieșiți în curte, oamenii discută despre orice altceva afară de predică. It's true? Yes. Try it out, da? Cu alte cuvinte, aici este o pauză, dar mintea noastră este la lucrurile noastre de afară. Dovada este discuțiile pe care le avem. Ori ca să înțelegi cuvântul, trebuie să discuți despre el, să te frămânți cu el, să pui întrebări, să nu primești cu ușurință lucrurile, să fii unul care caută. Dar după ce ai înțeles cuvântul, trebuie să îl și trăiești. Observați, dacă e să crești din punct de vedere spiritual, acest proces trebuie să existe în viața fiecăruia dintre noi. Dar asta trebuie să caracterizeze și o biserică locală, cum e Biserica Agape. Trebuie să auziți cuvântul, nu povești. Și când fratele Crinișor începe să vă spună povești, trageți-l de mânecă. Da? Pentru că de foarte multe ori deschidem Biblia, citim un text și pe urmă nici nu avem nimic de spus din textul respectiv. Deci trebuie să auzi cuvântul. Dar ca să înțelegi cuvântul, trebuie să stai să discuți. Aici nu e suficient dacă vii. În biserica noastră, când ne-am dat seama că avem nevoie de înțelegerea cuvântului, am făcut o strigare. Niciun membru fără grup. Acum știu că e complicat în California, cu distanțele astea, cu orele târzii care lucrați, dar în fiecare miercuri seara îmi iau soția, când e liberă și nu trebuie să facă babysitting cu cei mici, și mergem la grup. Dragii mei, în grupul nostru s-au întors foarte mulți oameni. La ora asta avem 5 necreștini în grupul nostru. Și ei vin cu copii, vin cu... De multe ori am avut 17 copii în grup. Atunci căutăm o sală pentru ei, ne întâlnim... De obicei se întâlnesc în case. Și acolo poți să pună întrebări. Și când pui întrebări și începi să înțelegi cuvântul, atunci se întâmplă schimbarea. Dar al treilea lucru, ce aduce roadă trăind cuvântul. Aude, înțelege și trăiește cuvântul. Acum, dacă viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu este transcendent. Imaginați-vă că e dincolo de tavan. Noi nu putem urca la El. Dumnezeu a trebuit să coboare la noi. Și a coborât la noi prin 5 mijloace esențiale. Aveți 5 degete la o mână, dacă nu v-ați tăiat vreunul. În primul rând, Dumnezeu s-a descoperit în conștiința noastră. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Până și comuniștii ziceau, noi am scos pe Dumnezeu din inima oamenilor și am lăsat un gol în formă de Dumnezeu pe care nu-l putem umple cu nimica. Sufletele noastre sunt din tine, spunea Sfântul Augustin, și nu se vor odihni decât în tine. Din pricina faptului că am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Dar în același timp, mai ales în California, n-aveți absolut nicio scuză. E superb pe aici. Ce se poate cunoaște Dumnezeu este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Observați, nu se poți merge în fața lui Dumnezeu și să zici, îmi pare rău, dar eu n-am auzit despre tine. Când peste tot este Dumnezeu în jurul tău. Stăteam la masă la o conferință cu un om de știință și îmi spune, de 25 de ani studiez membrana care învălește bobul de mazăre din păstaia de mazăre. Și ai dat de capăt? L-am întrebat. Zice, încă nu. Dragii mei, cu cât mai atent te uiți. Am stat un an în Belfast cu Dr. David Gooding, a fost șeful catedrei de limbi clasici de la Queen's University și bătea la mine la ușă că e bachelor, deci era neînsurat. Și zicea, Benjamin, it's Sabbath today, get out. Și trebuia să les toate baltă și ne urcam în mașină și plecam. E superbă Irlanda de Nord, e ca un handkerchief province, numai grădini. Și lua câte o floare. Și venea și mi-a punea sub nas și zicea, if this is the creation of God, closer you look, more beautiful it is.
Dacă asta este creația lui Dumnezeu, cu cât mai atent te uiți la ea, cu atât mai frumos și mai mărețe lucruri vezi. După care băga mâna în buzunar și în buzunarul lui avea o bibliuță, așa, o bibliuță mică. Și scotea Biblia și o punea lângă floare, zicea, "If this is the word of God, closer you look, more beautiful it is." Dragii mei, omul ăsta a contat cel mai mult în viața mea. El mi-a spus, Benny, teologia nu se face, teologia se descopere. Predica nu se face, predica o descoperi în Scriptură. Și cât am stat cu el, cred că Dumnezeu mi-a atins viața. Deci, conștiința, natura din jur, apoi este istoria. Cel care guvernează istoria și istoria Statelor Unite, don't worry, este în căușul palmei lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu îngăduie ca lucrurile se întâmple după alegerile pe care noi le facem. Apoi Domnul Iisus Hristos, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dar sursa principală de care noi ne folosim să-L cunoaștem pe Dumnezeu este Scriptura. Cercetați Scripturile socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Pe drum spre Maus, Domnul Iisus a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. De aceea, dragii mei, cred că dacă Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului, biserica trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. Dacă the worship team is the center of your meeting, I'm gone. Asta le spun și la noi. Dragii mei, în centrul întâlnirii unei biserici locale trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și nu-i totdeauna ușor, dar oamenii se obișnuiesc. Televizorul neobișnuit să stăm 12 minute atenți, după care, bum, se rupe filmul, trebuie să ai commercials, da? De toate cele. Și în biserică facem la fel. Nu, nu, nu. Dacă veniți la noi în biserică, biserica e silent for an hour. Și ai mici, și ai mari. Cu alte cuvinte, oamenii se obișnuiesc cuvântul, gustul se cultivă pentru frumusețea cuvântului, dar Scriptura trebuie să stea în centrul întâlnirilor noastre. Acum, Scriptura este, eu o numesc, grădina în care Dumnezeu și-a lăsat urmele pașilor. Spațiul sacru al revelării de sine a lui Dumnezeu. Dar grădina este enorm de mare, 66 de cărți. Pentru că noi lucrăm cu studenții care vin și pleacă, noi suntem cu o imensă ușă rotativă în Cluj, suntem un mission station on reverse, cu alte cuvinte, în loc să mergem noi spre ei, vin ei spre noi din toate orașele țării. Vin, stau 3-5 ani, depinde care ce școală face, după care se împrăștie prin lume. Și am vrea să punem în ei cât mai multă Scriptură și de aceea am pus o întrebare simplă. Cum așez baza cea mai largă în timpul cel mai scurt în cunoașterea lui Dumnezeu din Scripturi? O întrebare practică. Cum așez baza cea mai largă în timpul cel mai scurt în cunoașterea lui Dumnezeu din Scripturi? Și așa s-a născut programul Istoria Binecuvântării. Toate cărțile care le vedeți afară slujesc acest program. Sunt 26 de cărți care constituie coloana vertebrală a Scripturii. Coloana vertebrală a Scripturii. În fiecare an studiem 3 sau 4 cărți. O carte este o fereastră spre înțelegerea lui Dumnezeu. Uitați-vă la ferestrele din jur, acum ați vitralii, nu puteți privi prin ele, dar imaginați-vă că sticla e clară, voi n-ați intrat niciodată în spațiul acesta și vă opriți pe rând la fiecare fereastră ca să priviți spațiul din diverse perspective. Asta este o carte din Biblie. Ori noi suntem în cartea Efeseni. Deci, am spațiul sacru al revelării de sine, am coloana vertebrală a Scripturii, am o panoramă asupra Scripturii în fiecare an. Noi începem în octombrie în Vechiul Testament și terminăm în iunie în Noul Testament. Pentru că studenții pleacă, fiecare pe unde, intrăm în vacanță. Dacă mă gândesc la câteva principii pe care le-am învățat de-a lungul vieții, pe care nu le negociem, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să ai ambiția să citești toată Scriptura, să citești cărți din Scriptură, să predici din cărți din Scriptură și să așezi o bază vechi testamentală solidă. Majoritatea dintre noi nici nu știm ce să facem cu Vechiul Testament, citim poveștile din ea. Dragii mei, Vechiul Testament este ca și icebergul care spart Titanicul. Cei pe vârful apei este 10%, 90%. Tot vârful stă pe Vechiul Testament. Nu înțelegi pe Hristos, nu înțelegi doctrina mântuirii, nu înțelegi o mulțime de lucruri fără Vechiul Testament. Toată Scriptura, cărți din Scriptură și o bază vechi testamentală solidă.
îți trebuie 80 de ore ca să citești Biblia dintr-un capăt în celălalt cu voce tare. 80 de ore. Dacă nu poți face nimic altceva, dragii mei, faceți ce a făcut soacra mea. O aduceam iarna la noi, ea avea o metodă absolut specială de studiere a Bibliei. Metoda biletului de mașină găurit. Cum pleca în ora de acasă, lua un ou, îl spărgea, lua făină, toată casa era plină de făină la noi, pentru că făcea tăieței. Eu nu i-am zis nimic, pentru că asta era viața ei. Duminică lua punga cu tăieței și mergea și le împărțea prin biserică. Eu n-am văzut pe nimeni la 80 de ani să-și facă prieteni într-o biserică străină, cum a făcut soacră mea. Cine a fost cel care a predicat? Venea cu tăieței. Cine a fost cel care a cântat? Venea cu tăieței. Dragii mei, in no time, am crezut că o să avem un nightmare când am adus-o de la Arad. Nici aerul, nici apa, nici predica, nici cântecele, nici corul, nimic nu era bun la noi. Am zis, what will happen? Dar fantastic ce lecție am învățat. Până se usca tăieței ca să-i bage în mașină, să-i taie, avea o Biblie mare, o deschidea la biletul de mașină găurit și punea coatele pe mașină și citea. Și când s-a uscat tăieței, punea biletul, chitea Biblia, mergea și-și făcea treaba și cum avea un pic de timp, venea la Biblie. În 80 de ore citești toată Biblia. Dar omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu sunt cuvintele Scripturii. Uitați-vă cum s-a născut Biblia. În Biblie sunt 66 de cărți, nu Biblia, ci programul nostru. 66 de cărți, 39 în Vechiul și 27 în Noul. Când te uiți atent la Biblia care o ții în mână, indiferent în ce limbă o citești, cărțile au fost adunate pe forme literare. Avem 17 cărți narrative istorice, avem 5 cărți poetice, și aici intră și proverbele, cele de înțelepciune, și avem 17 cărți profetice. În Noul Testament avem 5 cărți istorice, 21 de epistole și o carte mai ciudată, Apocalipsa. Da? Apocalipsa. No, acum, dacă eu m-aș putea piti în spatele Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt a inspirat pe autorii Noului Testament ca să folosească Vechiul Testament, să zidească pe Vechiul Testament revelația, să întregească într-un fel Scripturile. Pavel era conștient de lucrul acesta. Ce e foarte interesant este că toți autorii Noului Testament, incluzându-l pe Domnul Iisus, au citat din Deuteronom mai mult decât din toate celelalte 16 cărți istorice. Din Psalm, mai mult decât în cele 5. Și din Isaia, mai mult decât din toate cele profetice. Dacă vrei să așezi baza cea mai largă în timpul cel mai scurt, primele cărți care trebuie să master them, să faci ceva cu ele, este Deuteronom, Isaia și Psalm. Dar dacă te întrebi ce l-a interesat pe Duhul Sfânt când i-a insuflat pe autorii Noului Testament, linia mesianică. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este personajul central al Bibliei și de aceea trebuie să aterizezi undeva în Evanghelii. Ioan este pentru Evanghelii, ceea ce Deuteronomul este pentru cărțile lui Moise. Ăsta e primul an de studiu. Deuteronom, Isaia, Ioan și Psalm vara. Și pe urmă așa am construit programul cei 7 ani în care aveți 26 din cele mai importante cărți ale Bibliei, coloana vertebrală a Scripturii. Uitați-o aici. Noi suntem în cartea Efeseni. Efesenul este în anul 2 de studiu. Observați, vine după Exod, Levitic și Efeseni. Exod, Levitic, Efeseni. Dar anul acesta de studiu se încadrează între ceilalți ani din punct de vedere tematic. În anul 1, cum intră un om în relația cu Dumnezeu? În anul 2, când te pomenești în prezența unui Dumnezeu Sfânt, cum trăiești ca și copil al lui Dumnezeu în prezența unui Dumnezeu Sfânt? Anul 3, de ce m-a mântuit Dumnezeu? Dragii mei, nu ne-a mântuit să ne priponească pe băncile unei clădiri, să nu facem nimica, decât să mergem la lucru, să venim acasă să mâncăm. Dumnezeu ne-a mântuit să facă din noi o împărăție și preoți pentru El. Ne-a pus pe umeri preodul, efodul preoțesc. În anul 4, care sunt pericolele care amenință relația cu Dumnezeu? Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În Numeri, o generație întreagă, îngropată în pustie. În Evrei, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, decât așteptarea unui foc care va mistui pe cel răzvrătit. Anul 5, care este soluția evitării pericolului? Dragii mei, nu cred că o teologie a struțului ajută pe cineva. Să-i dea o teologie în care once saved, always saved, praise the Lord, no problem, you are ready for heaven. No, 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 no.
Omului trebuie să-i spui care-s pericolele, trebuie să-l înveți cum să le evite. Asta trebuie să faci copilul tău dacă vrei să trăiască în lumea asta mizeră. Trebuie să știe pericolele și trebuie să știe să le evite. În anul 6, ce promite Dumnezeu celor care răspund cu credincioșie la credincioșia Lui? Iar anul 7, împărăția Lui Dumnezeu descinde în cotidian. Dacă cineva dintre noi este gata să creadă, să slujească, să-L urmeze pe Dumnezeu, ca Daniel. Imaginați-vă, tânăr evreu, ajuns în robie, cărat 4 luni de zile în lanțuri până în Babilon, să învețe minte, după care atunci când ajunge în Babilon, îi se arată camera, hotel de 5 stele, hainele împărătești, sună trâmbița, este invitat la masă. Când se deschid ușile și Daniel ajunge și vede idolatria, zice, nu mă spurc! Știa că îl costă viața. Știți istoria lui? A ajuns on the top. Cine îl înalță pe Dumnezeu, este înălțat de Dumnezeu. Cine îl calcă în picioare pe Dumnezeu, va fi călcat în picioare de istorie și de cei din jurul lui. Împărăția lui Dumnezeu descinde în cotidian atunci când sunt gata să-L urmez pe Dumnezeu cu orice preț. Și asta trebuie să o încep în viața personală și trebuie să o fac în familie, dragii mei. Dacă în viața personală e mizerie, în familie e mizerie. Și dacă în familie e mizerie, în biserică e mizerie. Și dacă în biserică e mizerie, în societate e mizerie. True? De aici pleacă totul. De la relația omului cu Dumnezeu. Și cu această introducere în nădejde, dacă veți lua bota de pescuit în mână, da, undița în mână și să faceți ceva cu ea, aș vrea să intru în a treia sesiune din dimineața aceasta. Vă spuneam că suntem o biserică tânără și pentru că suntem o biserică tânără, nici nu avem prea mulți bani în biserică și nu avem nimic left over de la un an la altul, tot facem în misiune. Trimitem în misiune. Abia în 1 decembrie am deschis o bisericuță în Cosmești, am clădit-o, am terminat-o, pus-o la cheie cu feature, zin, cu toate cele. Și în 2005 am construit acolo 5 case, s-au întors la Domnul primul om și s-a născut o biserică. Și pentru că este o biserică tânără, sunt foarte multe nunți. Uitați-vă cum pornește o nuntă în Irisc. De la nuntă începe familia, nu-i așa? Sort of. Că la ora asta te poți aștepta la absolut orice. Când cei doi tineri vin la altar, uneori îi pun să stea spate în spate. E un pic ciudat, nu? Îi pun să stea spate în spate ca să nu uite o lecție. Toate daurile pe orizontală au fost puse. Și au spus unul altuia, da, au spus la părinți, da, au fost la sfat, la noi nu-i ca la voi, popa și semnează, ci trebuie să mergi la primar ca să primești certificat de căsătorie, după care vin în adunare. Mai este un singur da de spus lui Dumnezeu. Nu vorbești unul cu celălalt, nu faci promisiuni unul celuilalt, ci fiecare vorbește cu Dumnezeu. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin fără Fărăgău, în prezența ta și spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe Eleonora Ponta. Te rog să mă ajut să pot iubi cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în bogăție și în sărăcie, în sănătate și în boală, până când moartea ne va despărți. Cu cine am vorbit? Nu cu nevastă mea, nu cu mireasa mea. Am vorbit cu Dumnezeu Tatăl, în prezența ta și spre slava ta. După care ea spune la fel, Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Eleonora Ponta, 1976, multă vreme de atunci, dar în prezența ta și spre slava ta accept să fiu luată în căsătorie de Beniamin Fărăgău. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului. Mă opresc pentru o paranteză. Un băiat din biserica noastră a luat-o pe o americancă. Ea a fost misionară în Ungaria, Mary. Și au venit la mine la consiliere, stăteau de vorbă și când am început să vorbesc cu ea și am zis, rog să-mi ajut să fiu supus, ea s-a oprit, a roșit și a zis, I don't say this. What? M-am uitat la ea și am zis, well, I don't marry you. Puh, și a început să plângă. Acum am așteptat până când bietul băiat a mângâiat-o cumva, după care am zis, Mary, look into my eyes. Let me explain what does it mean. Ea stă și mă ascultă. Și la un moment dat, când își stâmpără sughițul, zice, I say it, I say it, I say it with all my heart. Well, let's start all over again. Da?
Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în bogăție și sărăcie, în sănătate și în boală, până când moartea ne va despărți. Dacă nu ești conștient de acest punct de pornire în familie, n-ai nicio șansă pe drum. Da? Observați, legământul l-am făcut cu Dumnezeu, de dragul Lui, spre slava Lui, indiferent ce face celălalt. Eu trebuie să-L onoresc pe Dumnezeu în viața mea, în deciziile mele. Dragii mei, când l-ai eliminat pe Dumnezeu, când nu-ți convine ceva, le trântești toate de pământ. Vă spun sincer, eu n-am de ascuns nimica. Și eu am fost gata să-i fac bagajele lui nevastă mea, să o trimit acasă la maică să la Arad. Not once. Da? I-au zis, nu mă duc. Well, și atunci n-am avut ce face. O trebuie să-mi cer iertare, să ne rezolvăm lucrurile, să luăm de la capăt. Da? Să luăm lucrurile de la capăt. De ce? Din pricină legământului pe care l-am făcut cu Dumnezeu, nu cu ea. De multe ori ne certam și v-am spus că mie îmi sare țandăra repede, ne certam și mă duceam să-mi pregătesc predica. Și Duhul lui Dumnezeu îmi spunea, fățarnicule, te împacă cu nevasta. Nu vedeam nimic în Biblie, nimic nu se adună. Îmi luam inima în dinți, mergeam până în bucătărie, zic, Nora, iartă-mă, și ea de acolo, întorcea spatele. A, nu-ți poți face predica. Da? Știa ce se întâmplă. Și zic, te-a frumos, iartă-mă. Da? Mă duceam și o luam pe la spate și o ridicam cu picioarele de pe pământ și am zis, nu te pun jos până nu zici, te iert. După care ne întorceam, ne rezolvam problema și eu mergeam să-mi fac treaba și ești continua viața. Azi, eu nu cred în familii fără probleme. Nu problemele ne duc la divorț, așa cum nu păcatul ne desparte de Dumnezeu, ci nepocăința de păcat. Pentru că pentru orice păcat există soluție, pentru orice problemă în familie există soluție. Cu alte cuvinte, țineți minte, când vii la altar, vorbești cu Dumnezeu și tu și ea. Vorbești cu Dumnezeu. Oare nu din pricina aceasta este principiul de seara trecută? Trebuie să te dai rob lui Hristos, pentru că lui ai promis. Da? Și nu rob nevestei tale. Nu rob copiilor tăi. Nu rob soțului tău. Rob lui Hristos, de dragul celorlalți. Pentru asta trebuie, spuneți cu mine, curaj, disciplină și înțelepciune. Care e cea mai grea parte? Disciplină. Mai ales în California. Da? Unde plecați dimineața și veniți seara? Nici nu știu când mai puneți mâna pe Biblie. Da? Plecați dimineața și veniți seara. Disciplină. Asta e cea mai grea parte. Dați-mi voie să mă aduc un text, pentru că aici a fost întrebarea lui Crinișor cu rob cui, da? Rob nevestei sau rob lui Hristos. Uitați-vă cum începe capitolul 11 din Corinteni. Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. V-am ilustrat treaba asta. Ce înseamnă să calci pe urmele lui Pavel, ca biserică din Corint? Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dacă desenez textul, atunci îl am pe Hristos, am pe apostol și am biserica. Cu alte cuvinte, nu biserica spune apostolului ce să predice, ci apostolul spune bisericii ce are de auzit și ce are de făcut. Pentru că apostolul este trimisul Domnului Iisus Hristos. Apostolul este robul lui Hristos, trimisul lui Hristos, nu este robul bisericii. Correct? Acum, dacă vin în zilele noastre, știu că ar fi ușor să mă vâr eu în locul lui Pavel sau Crinișor în locul lui Pavel. It doesn't work. Pentru că nici unul dintre noi nu putem să ne așezăm în păpucii lor. Ei sunt un grup absolut special. Și de aceea astăzi lucrurile arată așa. Hristos, Scriptura și Biserica. Cu alte cuvinte, nu Biserica spune ce să predicăm, Scriptura ne spune ce trebuie să auzim. Și de aceea când predici dintr-o carte din Biblie, vin la rând teme pe care nu le-ai predicat niciodată altfel. Ești obligat de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este elementul care aduce sănătate în biserică. Dragii mei, noi nu suntem niciunul înlocuitorii apostolilor. Ei au fost puși deoparte să ne lase Scripturile. Pe temelia Scripturilor este clădită biserica. Dar textul continuă așa în Corinteni. Dar vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos.
În mod evident, termenul chefale, cap, are un sens metaforic. Deci, Hristos nu este capul meu, da? Ci este capul meu, este autoritatea mea. Dar dacă merg mai departe, bărbatul nu este capul nevestei, da? Eu nu, Norica nu-și piaptenă bărbatul în fiecare dimineață și se fardează, se aranjează, ci bărbatul este capul nevestei. Și Dumnezeu este capul lui Hristos. Ăsta este sensul direct al textului. Cu alte cuvinte, dacă desenez textul acesta, am Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. Spuneți-mi, cum ar arăta ca un bărbat să facă stânga împrejur, să întoarcă spatele lui Hristos și față spre nevastă sa? Și în loc să asculte de Hristos și să-și cheme nevasta pe urmele lui Hristos, un bărbat să se învârte în jurul nevestei. Femeile știu manipula incredibil, dragii mei. Au toate pârghiile pentru noi. Și dacă eu nu știu cine este capul, stăpânul meu, voi fi un cocoșel care se învârte în jurul nevestei lui. Ori eu am pe Hristos ca și autoritate și de aceea, dacă Hristos este capul bărbatului, este autoritatea pentru bărbat. De aceea suntem chemați să ne dăm rob lui Hristos, nu rob nevestei noastre. Înțelegeți acum principiul. Deci, indiferent ce faci, Biblia nu te lasă să ieși din această situație. Dacă m-am dat rob lui Hristos pentru cei din casa mea și nu rob celor din casa mea pentru Hristos sau de dragul lui Hristos, mai este încă un lucru de care am vorbit aseară. Condițiile pe care Hristos le cere ca să pot conlucra, să pot trage la jug alături de El sau El alături de mine pentru realizarea planurilor Lui în familie. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință. Smerenia mă face să recunosc faptul că familia este ideea lui Dumnezeu, nu a mea. Și de aceea nu de la televizor, nu din ziare, nu din cărți îmi iau modelul, ci mă uit la Hristos și la relația Lui cu familia. Și învăț cu biserica și învăț de la Hristos. A fi blând nu înseamnă a fi bleg, a fi blând înseamnă a fi avut curajul și puterea să ieși din competiția afirmării de sine, în loc să te ciondrănești cu nevasta toată ziua, să recunoști că sunteți diferiți, dar diferențele acestea sunt resursele lui Dumnezeu și nu piedici în familie. Și atunci mai bine doi decât unul, pentru că vor lua o răsplată cu atât mai bună pentru munca lor. Dacă se întâmplă să cadă, are cine să ridice. Vai de cine este singur, da? Și n-are cine să ridice. Băieților, luați-vă inima în dinți și căutați-vă un ajutor potrivit, dacă sunteți pe aici neînsurați. Cel puțin vreo doi știu pe aici, da? M-am dat rob lui Hristos. Am ieșit din competiția afirmării de sine. Am înțeles condițiile conlucrării cu Hristos. La ce mă cheamă Hristos să lucrez? Observați rugăciunea lui Pavel. Doamne, deschide ochii, minții și a inimii să cunoască nădejdea chemării tale, bogăția slavei moștenirii tale în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii tale. Asta este Duhul lui Dumnezeu locuind și lucrând prin noi. La ce ne-a chemat Dumnezeu? Să fim un templu sfânt în Domnul. O întrebare simplă. Cum se simte Dumnezeu în familia ta? Nevasta nu joiește, o vei de la servici. Mâncarea e nefăcută, pruncii strigă. Eu mă așez pe fotoliu, deschid televizorul și moței în fața lui. În loc să mă ridic, să pun și eu mâna pe ceva. Dacă Dumnezeu intră în familie, what's his opinion? Dacă suntem un templu sfânt pentru Domnul, imaginați-vă, cum vă pregătiți când aveți un musafir? Everything neat, everything arranged, praful șters, da? Cum ar trebui să-L avem pe Hristos? Nu-L primim pe Hristos, ar trebui să-L avem pe Hristos. Observați, familia ar trebui gândită, mobilată de dragul Lui spre slava Lui. Asta am spus la altar. În prezența ta, spre slava ta, o iau în căsătorie sau accept să fiu luată în căsătorie. În al doilea rând, eu cred că Dumnezeu ne-a pus la oaltă nu să ne facă fericiți. Spunea cineva, să ne facă sfinți. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare mi-a dat Dumnezeu o piatră de moară. Și ei la fel. Tocmai prin diferențele dintre noi. Dar ce face Dumnezeu? Ne cioplește într-o chipul și asemănarea Lui. În cer, în prezența Lui, ca mireasa Lui, nimeni
nu va fi acolo, fără să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru asta a dezbrăcat Fiul lui Dumnezeu slava Lui, a locuit printre noi, s-a lăsat răstignit în locul nostru ca să ne poată sfinți și ciopli într-o chipul și asemănarea Lui. Dar conceptul acesta de chip al lui Dumnezeu, mai ales că Dumnezeu este Duh, nu are mâini și picioare ca și mine, dar conceptul acesta de chip al lui Dumnezeu ne scapă printre degete. Și aș vrea să-i dăm coordonate ceva mai palpabile, ca să știu ce să caut și la ce să ajut pe soția mea și ea să știe cum să mă ajute pe mine, cum să lase pe Duhul lui Dumnezeu să arate prin ea spre folosul meu și prin mine spre folosul ei, sau prin noi, părinții, spre folosul copiilor noștri. Capitolul 4, versetul 17. Iată de ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Iată de ce. Dacă l-ai întrebat pe Pavel, dar de ce Pavel? El m-ar duce înapoi în versetul precedent. Din el, tot trupul bine închegat, strâns legat, crește, da? Prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Noi, în familie, suntem parte din trupul lui Hristos. Familia este celula fundamentală a bisericii, celula de bază a bisericii. Din el, din Hristos, tot trupul, bine închegat, strâns legat prin ceea ce dă și el și ea, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată de ce zic, vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Nu? Așa arată familiile zilelor noastre? Acelor care nu-L cunosc pe Dumnezeu de multe ori? Din păcate, și familiile noastre, care ne numim creștini. Versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Cu alte cuvinte, după ce am parcurs termenii care aveți în fața voastră, curaj, disciplină, înțelepciune, și acum condițiile conlucrării cu Dumnezeu, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, we are not done yet, suntem în procesul sfințirii, urmează alți doi termeni, dezbrăcare și îmbrăcare. Imaginați-vă că aș defini scopul familiei prin acești doi termeni. Rolul nostru principal în familie, să ne ajutăm unul pe celălalt, să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Toate celelalte trec pe planul 2. Și casa, și mașina, și slujba, și pruncii, și bucuria unul de celălalt, toate trec pe planul 2. Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt ca Duhul să aibă prin cine se arăta spre folosul meu și prin mine spre folosul celuilalt. Iar Duhul lui Dumnezeu are o singură dorință, să pregătească pentru Domnul Iisus Hristos o mireasă sfântă și fără prihană. Amin? Asta este lucrarea Duhului. Duhul Sfânt nu este avocatul meu, jucăria mea la dispoziția mea. Duhul Sfânt este avocatul Domnului Iisus Hristos. El pledează cauza lui Hristos în inima mea, nu cauza mea. Dragii mei, Duhul Sfânt nu-i jucăria mea cu care mă joc. Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos și el are un singur lucru de făcut. Să pregătească mireasa lui Hristos pentru nunta mielului. Pentru nunta mielului. Deci ăsta este scopul familiei. Scopul familiei. Uitați-vă la omul vechi.
nu-i foarte greu să vezi ce din zdremțele omului vechi mai port pe mine sau poartă ea sau poartă copiii noștri. Dragii mei, dacă în păcat m-a zămislit mama mea, pruncii noștri nu se nasc sfinți. Pruncii noștri se nasc egoiști, încăpățânați, de la un an de zile face doar ce vrea. Mă uit în biserica noastră cum avem binecuvântări aproape fiecare duminică sau mulțime de prunci. Dragii mei, trăim zile în care doi părinți nu pot ține în frâu un copil de un an și ceva. Mă uit la ei și am zis, hey, what's going on? De ce? Din picioarea păcatului în care ne naștem. Dar uitați-vă cum descrie Pavel în capitolul 4, omul vechi. Minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, beție sau dependențe de orice fel. Este omul vechi. Ăsta e chipul lui Satan. Omul vechi. Să nu-mi spuneți că ați dezbrăcat omul vechi. Niciunul dintre noi n-am terminat. Suntem în proces. Dar poate că nu ești vinovat de hoție. În schimb, știi cât i-a trebuit soției mele să-mi spună care e problema mea? 3 fracțiuni de secundă. She just nailed me. Da? Asta e problema ta. Vă stați de vorbă unul cu altul în fața acestei oglinzi și vedeți ce mai trebuie dezbrăcat. Problema este că omul vechi se strică după poftele înșelătoare. Cu alte cuvinte, astea nu dispar de la sine, astea se agravează de la o zi la alta în viața noastră și în relațiile dintre noi. Uitați-vă la chipul lui Dumnezeu, care se înnoiește spre cunoștință. Da? Chipul lui Dumnezeu, adevărul, sunt opusul celorlalte. Credincioșia, curăția, cumpătarea, bucuria și seninătatea, blândețea, stăpânirea de sine, hărnicia și dărnicia, bunătatea, mulțumirea, generozitatea, vorbirea liniștită, vorbirea chipzuită, cuvinte care dau har sau cuvinte cu har, vorbire chipzuită și vorbire cu psalme. Acum, imaginați-vă o familie în care se cultivă aceste lucruri. Și pe urmă puneți în paralel o familie în care se cultivă aceste lucruri. There is a difference? A huge one. Mă imaginați-vă copiii crescând într-o astfel de familie. Și imaginați-vă copiii crescând într-o astfel de familie. There is a difference? Huge one. Și de aceea Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a pus la oaltă să ne ajutăm unul pe celălalt în dezbrăcarea omului vechi, uitați-l aici, și în îmbrăcarea omului nou. De ce este importantă această listă din Efeseni 4:25 la 5:20? Pentru că este singurul text din Scriptură pe care eu îl cunosc, care dă chipului lui Dumnezeu, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, o materialitate, o concretețe de care să mă pot prinde. Dacă ar fi să-mi ajut soția să dezbrace omul vechi și să îmbrace omul nou sau ea pe mine, aici am coordonate foarte concrete pe care poți pune degetul, pentru care te poți ruga, pe care le poți verifica în viața ta. Uitați-vă la versetul 24. Și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, relația aceasta care se creează între versetul 24 și ceea ce urmează, îmi spune că tot ceea ce urmează, într-un fel, are de-a face cu chipul lui Dumnezeu, cu acest om nou. Omul nou este manifestarea chipului lui Dumnezeu, în timp ce omul vechi este manifestarea chipului celui rău. Observați, când Dumnezeu ne-a creat, El practic ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Dar Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și dacă vă întoarceți în Genesa, capitolul 1, zice, Domnul Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Cu alte cuvinte, chipul lui Dumnezeu nu e în mine, nu e în ea, ci este între noi. Între noi.
Și de aceea familia este locul în care chipul lui Dumnezeu poate fi manifestat în mod plenar. Ceea ce surprinde pe cei care intră la noi în casă este relația dintre noi. Nu persoanele care le avem, nu bucătăria pe care ne-am mobilat-o, ci relația dintre noi. Ceea ce dă viață sau moarte copiilor noștri nu sunt lucrurile materiale pe care le-am adunat, ci este relația dintre noi. Pentru că Dumnezeu se manifestă în relație. Observați, în creație văd, dacă mă uit cu băcare de seamă în sușile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dar omul este coroana creațiunii lui, iar familia este locul în care chipul lui Dumnezeu se întregește. Versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, în Genesa, după asemănarea noastră. Și el să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Chipul lui Dumnezeu se manifestă, deci, plenar în relațiile dintre noi. De aceea e atât de important, dragii mei. Relația este cheia vieții. Știți care e provocarea? Provocarea este să facem din familie locul în care deprindem îmbrăcarea cu omul nou și dezbrăcarea cu omul vechi. Ce repede le uităm toate acestea și dracu ne fură atenția și le mută pe tot felul de alte lucruri. Mulți ați venit în America în două valize. Is true? Da? Și când ați ajuns aici, n-ați cunoscut pe nimeni, ați făcut tot ce ați putut. Aici nu se sap gropi ca la noi. La noi, bieții moldoveni vin și sapă gropi prin cimitirul, ca alte slujbe nu găsesc. Dar ați făcut tot ce ați știut. Ați mers la 3-4 joburi până când ați luat să reușiți un loan și v-ați cumpărat o casă și v-ați băgat 30 de ani vândut sclavi la băncile pe care nu mai reușiți să le satisfaceți plătind. Pe urmă, o căzut economia și v-ați pierdut tot ce ați găsit. Și imaginați-vă, cine își mai aduce aminte de chipul lui Dumnezeu în noi? Tensiunea crește, mânia, sare, certuri în familie. Well, it's true for everyone of us. Yeah. Cu alte cuvinte, provocarea la care ne cheamă Dumnezeu este să facem din familie locul în care prima noastră preocupare, prioritatea noastră este să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne cioplească într-un chipul și asemănarea Lui, să intrăm în juc cu Hristos în această lucrare pe care El o pregătește pentru ceruri. De aceea, într-o familie creștină trebuie să fie transparență totală, iertare și împăcare, muncă cinstită și generozitate, mulțumire și încurajare, stăpânire de sine, integritate și bunătate. Wow! Wow! Transparență. Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Spuneți-mi, se întâmplă ca soții creștini să se mintă unul pe altul? O, mai ales când ai început să calci pe ulei. Și când nu trebuie să știe soția și copiii ce faci. Sau când nu știe, trebuie să știe soțul cum cheltuiești banii. Și atunci încep jumătățile de măsură, jumătățile de adevăruri între noi, dispare dintre noi încrederea unul în celălalt, suntem suspicioși cu privire la ce se întâmplă în jur. What's next? Divorțul. Divorțul. Cine poate trăi într-o astfel de situație? Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Dar se întâmplă să greșim. Spuneți-mi, ce m-aș face în relația cu Dumnezeu dacă n-ar exista iertarea și împăcarea cu Dumnezeu? Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, le-a spus așa. I-a scos din Egipt, i-a dus la Sinai și Moise a urcat la Domnul și Domnul l-a trimis înapoi să le spună: dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Astea sunt condițiile. Moise coboară, spune bătrânilor, bătrânii zic, vom face tot ce a zis Domnul. Acceptăm condițiile. N-aveau nicio altă șansă. Acceptăm condițiile. Care erau condițiile?
Relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. În capitolul 19, încă nu erau poporul Dumnezeu, în capitolul 24, legământul este încheiat, celebrat, pecetluit. Cu alte cuvinte, cortul întâlnirii, jertfa, marele preot, iertarea, nici nu au uitat în discuție. În cadrul legal al legământului n-ai decât legea. Nimic altceva. Dar Dumnezeu în dragostea Lui știa că odată atinși de păcat vom călca legea. Și de aceea de bunăvoie și nesilit de nimeni a adăugat cortul întâlnirii. De ce? Să ne ofere iertare și împăcare. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, slăvit să fie Dumnezeu, avem la Tatăl mijlocitor și jertfă de ispășire. Dragii mei, dacă Dumnezeu mă iartă, cum să nu-mi iert nevastă? Nu de mult în biserica noastră am trecut prin o situație foarte grea. Unul din liderii din biserică, liderii de tineret, un băiat fain, coleg cu Filip, 3 copii, a băgat divorțul. A băgat divorțul, a închis toate ușile, nimeni n-a putut vorbi cu el, n-a venit să discute cu noi, nimeni nu s-a putut apropia de el. Când a venit momentul să aplicăm Matei 18, când ne aplicăm Matei 18 în biserica noastră, a venit în fața bisericii. S-au sculat surorile și au venit în fața lui, numai când s-au pus în genunchi. Și l-au întrebat, ce ți-a putut face femeia asta ca să nu o poți ierta? Tăcere. Dragii mei, cum aș îndrăzni să zic și ne iartă nouă greșelile noastre? E foarte ușor să vă iert pe dumneavoastră din California, până și pe crinișor. Poți să-mi zici ce vrei. Eu plec peste 3 zile, îl mai văd, probabil, dacă îl mai văd. Da. Dar nevastă mea, copiii mei, cum să rostesc rugăciunea Tatăl nostru dacă eu nu fac lucrul acesta? Uitați-vă ce scrie textul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Spuneți-mi, vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la culcare fără să vă rezolvați problema cu soția sau soțul? Să vă întoarceți cu spatele la ea când vă culcați. Eu dorm pe dungă, ea doarme pe alta. Să ne auzim, să ne vedem, da? Spuneți-mi, a doua zi v-a fost mai ușor să vă cereți iertare sau mai greu? Știți ce face păcatul? Unu, înșală. Ia-i de vină. Baby true. Doi, înfășoară lesne. Trei, împietrește. Dacă nu-ți rezolvi astăzi păcatul, mâine e mult mai greu. De aceea o regulă simplă, dacă ați uitat de ea, hai să ne întoarcem la ea. Nu puneți capul pe pernă până n-ați rezolvat problemele. It's complicated? No, it is not. It's the easiest way. Cel mai direct mod de a trăi în pace, de a păstra unitatea. Mâniați-vă, avem o mulțime de motive pentru care ne sare țandera și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Să nu dați prilej diavolului. Dragii mei, diavolul este hoțul acela care vine să fure, să junghe, să prăpădească. Dacă dorește ceva, diavolul este să facă praf familiile. Și știți ce vă spun? He succeeded in our world. Succeeded. A avut succes în lumea noastră. Pentru că l-am scos pe Dumnezeu din școli, l-am scos pe Dumnezeu din familie, l-am scos pe Dumnezeu din țară, l-am scos pe Dumnezeu și l-am invitat pe dracu să ne fie Dumnezeu. Muncă cinstită și generozitate. De obicei, când vii în 2 valize, prima tendință este să aduni, să aduni, să aduni. Dragii mei, Dumnezeu îți dă un bob de grâu, tu îl pui în pământ și el îl mulțește de 100 de ori. Corect? Un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Nu crezi că din cele 100 pe care ți le-a dat în loc de 1, ai putea da și tu vreo 2 la altcineva? În Israel era o lege, când îți secerai ogorul, trebuie să lași un colț nesecerat. Sau dacă venea săracul, evreii nu-ți dădeau bani pe degeaba, cum facem noi, sponsori, da? Evreii ziceau, vrei să mănânci? Vino și strânge după spice, aduceți pământ de rut.
o moabită, ajunsă în Betlehem. Și când a adunat greul acela, rămas pe una secerătorilor, și l-a dus la soacra ei. Dumnezeu a binecuvântat munca. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce, spune Scriptura. Obama Care și Obama Laws, da? Să mai extindem un pic, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Nu totdeauna e ușor, mai ales când ai 50 de ani și laid off, da? Și trebuie să-ți găsești de slujbă. Și în România e din ce în ce mai greu, dacă nu ești mis și n-ai 25 de ani, nu te mai angajează nimeni. Da? Și atunci e o frământare. Dar ascultați textul. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Spuneți-mi, când încetează un hoț să fie hoț? Când încetează un hoț să fie hoț? Tendința noastră este să spunem că nu mai fură. Dar ce a făcut până acum? A trăit pe spinarea altora. Că se face hoțul. A trăit pe spinarea altora. Cum ar fi să întorci lucrurile, să lași pe alții să se bucure de rodul muncii tale? Când lucrează cu mâinile lui ca să aibă ce să dea celui lipsit, atunci s-a vindecat. Doar atunci s-a vindecat. Și eu cred că în familie trebuie cultivate lucrurile acestea. Copiii noștri trebuie învățați. There is chores in the house. Da? Copiii noștri aveau buline, fiecare știa ce să facă. Aveau un tabel atunci și știau ce au de făcut în ziua respectivă. Ei încercau să negocieze și să arunce pe celălalt și să-i promită nu știu ce să facă treaba în locul lui. Dar muncă cinstită și generozitate, generozitate, mulțumire și încurajare. Ce extraordinar mediu este în familie când ai aceste lucruri. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Spuneți-mi, ați spus vreodată soției cuvinte grele? Îți pare rău, dar nu le mai poți întoarce. Ai strivit vreodată pe copilul tău prin lucrurile pe care le-ai spus? A, nu ești bun de nimic. Toți suntem vinovați de lucrurile de felul ăsta. Scriptura spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie să dea har celor ce-l aud. Stăpânire de sine, integritate și bunătate, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Cum împac versetul 26 cu 31? Mâniați-vă și nu păcătuiți. Simplu, dragii mei. Dacă rezolv mânia până la apusul soarelui, observați, Dumnezeu știe în ce lume trăim, știe cine suntem, dar Dumnezeu mai știe dacă dai prilej diavolului și nu rezolvi păcatul sau mânia astăzi, mânia aceea te înfășoară și îți strică viața, strică familia, strică biserica. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. O familie creștină în care cei doi înfloresc și copiii lângă ei este bazată pe transparență, pe iertare și împăcare, pe muncă cinstită și generozitate, pe mulțumire și încurajare, pe stăpânire de sine, pe integritate și bunătate. Familia este atelierul în care Dumnezeu dăltuiește în noi chipul Fiului Său, dar nu poate face fără implicarea noastră. Nu poate face. Dumnezeu nu dă buzna cu cizmele în viața ta. El bate la ușă. Tu trebuie să-i deschizi ușa și trebuie să intri în jug alături de El ca lucrurile acestea să se întâmple. Textul nostru spune să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, și asta numai Scriptura te ajută să o faci, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea,
ce ne dorim din căminul nostru? Un loc în care chipul lui Satan să fie prezent în relații sau un loc în care chipul lui Dumnezeu se manifestă în relații? Ce stupidă întrebare! Toți mi-ați răspunde în cor. Chipul lui Dumnezeu să se manifeste în relații, nu-i așa? Dar ca asta se întâmple, trebuie să facem o înțelegere între noi doi. Din momentul în care venim la altar, responsabilitatea noastră cea mai importantă, unul față de altul, este să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Astea n-au nimic a face cu diferențele dintre noi. Nora a crescut într-o familie, eu am crescut în alta, ea a avut obiceiuri, eu am avut pe ale mele. M-am căsătorit destul de târziu, 28 de ani, deja eram turnat în reinforced concrete, da? Și e greu să te schimb la vârsta respectivă, n-aveam 19 ani fiecare, dar lucrurile care n-au nimic a face cu Scriptura, cu păcatul, le putem accepta, dar omul vechi nu putem accepta. Și de aceea, dragii mei, nu putem tolera unul în celălalt astfel de lucruri și trebuie să ne ajutăm unul pe altul, să dezbrăcăm omul vechi, chipul lui Satan, să îmbrăcăm omul nou. Dacă mulțim în familiile noastre lucrările neroditoare ale întunericului, familia va deveni un loc de domnie al celui rău. Cu alte cuvinte, don't leave it for tomorrow, start today. Don't leave it for tomorrow, start today. Începe astăzi. Pentru că cu cât trece timpul, dragii mei, dracu își face cuib în familia noastră și începe să rearanjeze, să remobileze casa noastră după dorințele lui. Se vor înmulți toate aceste lucruri. Minciuna, mânia, hoția, vorbirea stricată, amărăciunea, iuțimea, strigarea, clevetirea, răutatea, curvia, necurăția, lăcomia de avere. Cât e de ajuns? Un pic mai mult, da? Lăcomia de avere, cuvintele porcoase, vorbele nechipzuite, glumele proaste, beția sau dependențele. Dar dacă vom înmulți în familia noastră, de la o zi la alta, faptele roditoare ale luminii, familia va deveni un templu sfânt pentru Domnul, un loc în care Dumnezeu se va simți acasă. Ori Dumnezeu este acesta, dragii mei, este chipul lui Dumnezeu. Îl aveți în fața voastră în termenii cei mai concreți posibil, adevărul, stăpânirea de sine, hărnicia, dernicia, vorbirea spre zidire, bucuria, seninătatea, blândețea, vorbirea liniștită, bunătatea, fidelitatea sau credincioșia și așa mai departe. Chipul lui Dumnezeu în familiile noastre. Observați cât de concrete sunt aceste lucruri. You can't miss them. Și e foarte ușor este să le vezi în celălalt, să vezi cu ce se frământă, ce n-a dezbrăcat încă. Și poate că acolo trebuie să te pui pe genunchi, să începi să te rogi pentru el, ca Dumnezeu să aducă momentul în care se poți vorbi despre lucrurile astea, nu da cu bota în baltă, nu răsturna și ștarul, cum spunem noi după ce ai mulți vaca, da? Nu răsturna și ștarul. În Iacov, capitolul 1, versetele 16 la 25, nu vă înșelați, preiubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut din cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție, orice fel de revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul, da, și nu-l împlinește cu fapta, seamănă un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și nu face nimic. Uită îndată cum era. Cam asta se întâmplă în bisericile noastre, când ne închidem întrerupătoarele. Dacă nu pleci de aici,
luând o decizie, făcând o aplicație, mai venit degeaba. Da? Sau am venit degeaba. Dar cine își va dânci privire în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. De ce ne-a pus Dumnezeu pe unul lângă celălalt? Spuneți cu mine. Să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Și să nu-mi spui că nu știi ce e om vechi și om nou. Să nu spui lucrul acesta. Ai oglinda în fața ta în Efeseni capitolul 4. O primă întrebare. Cine dintre noi dorește realmente să dezbrace omul vechi, să îmbrace omul nou? You have no choice. It's a commandment. Da? E o poruncă. Sunt dispus să mă las ajutat de soția mea, bărbaților. Is it true? No, it's not true. It's true. Asta e cea mai mare problemă a noastră, a bărbaților. El a fost făcută din coasta mea să tacă, să stea cu minte acolo la locul ei, nu? Și de aceea, noi dăm cu pumnul în masă, strigăm un pic mai tare și avem impresia că suntem capul familiei, nu? Ești capul familiei dacă devii mântuitorul trupului, ca și Hristos. Dar să ajut pe celălalt. E așa de ușor în familie să ne obișnuim cu păcatele partenerului nostru. Să le măturăm sub covor, să nu spunem la nimeni, să punem zâmbetul, să aranjăm casa când vine cineva la noi. Dar când închidem ușa, când o plecăm o safirii, hell! Dar știm să păstrăm masca pe față. Dragii mei, din motivul acesta am luat hotărârea să nu vin la amvon, sut în tai și cu masca pe față. Cum aveam 3 copii, eu mă grăbeam, dumneavoastră dimineața mi-adunam lucrurile, trebuia să fac 2 rânduri de slide-uri, să le trimit la biserică, Nora trebuia să adune copiii. Coboram jos, ziceam, Nora, grăbește-te, urcam în mașină, nothing. Deci ei toți ieșau afară, dumneavoastră dimineața. În sfârșit, Nora trăgea copiii, îi aducea în mașină. Puuu! Ajungeam la amvon. Primul lucru, uitam în ochii ei, știam că nici n-are rost să-mi deschid gura. Trebuia să zic în public, în fața tuturor, Nora, te rog frumos să mă ierți că am strigat la tine. Right there. Eu sunt de 65 de ani în aceeași biserică, n-am nimic de ascuns. N-am nimic de ascuns. Dar dacă nu ești dispus să recunoști, să intri în procesul acesta al dezbrăcării și al îmbrăcării, dragii mei, cine nu caută pacea și sfințirea, nu va vedea pe Dumnezeu. Nu va vedea pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare, sunt porunci, nu sunt opționale, sunt obligatorii. Cum ar fi ca, în timp ce luați masa astăzi, să ne privim în oglinda cuvântului din Efeseni, să identificăm câte o trăsătură a omului vechi care trebuie să o dezbrăcăm. V-am spus, știți cât a luat soției mele să-mi spună ce am de dezbrăcat? 3 fracțiuni de secundă. A zis, mânia. Straight away, nici n-am plecat de la biserică. Mânia. Acum eu pot să zic, nevastă, da? Dar nu uitați, ea a fost pusă lângă mine ca ajutor potrivit. Dacă n-are dreptul să-mi spună lucrul acesta, mai trebuie și înțelepciune să o facă, dar dacă n-are dreptul să-mi spună lucrul acesta, de ce trăim unul lângă celălalt? Cine mă cunoaște pe planeta asta, afară de Dumnezeu, mai bine ca Nora? Nici mama mea nu m-a cunoscut cum mă cunoaște ea. Dragii mei, aș fi un nătâng să astup gura ei și să refuz ajutorul ei. Aș fi unul care pierde în loc să câștige. Deci, ca aplicație, uitați-vă pe cele 2 liste. Eu vă dau toate slide-urile, le aveți acolo la sus și le puteți lua cu bucurie, dar le găsiți în text. Eu n-am făcut decât să fac o listă din ele, dar sunt acolo, am citit textul împreună. Identificați un lucru și ajutați-vă unul pe altul. Veți vedea părtășia, bucuria.
Știți ce spune Scriptura? Cine zice că are părtășie cu Dumnezeu și umblă în întuneric este un mincinos. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ascultați încă o dată textul. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. A umbla în întuneric înseamnă a umbla cu păcate dosite. I'm okay, I have no sin. Da? Eu nu sunt mânios. Toată lumea care se întâlnește cu mine zice, o, ce om bun ai tu, Norica. Well, întrebați-o pe ea. In private. Da? Întrebați-o pe ea. Nu avem 40 de ani de căsnicie azi mâine. Dar a umbla în lumină înseamnă a recunoaște păcatul și a ți-l pune pe frunte. Marele preot avea pieptarul judecății. Avea numele celor 12 seminții pe umăr. Avea Sfânt Domnului pe frunte, magnetul care aduna toate păcatele mărturisite ale lui Israel. El era în lumină cu toate. Când recunoști păcatul, părtășia cu celălalt crește. Când ascunzi păcatul, părtășia începe să scadă. Doamne ajută! Să ne ajutăm unul pe altul, cel puțin o săptămână, da, în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Știți ce ne spune Dumnezeu? Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. După care El ne spune în dragostea Lui, alege viața ca să trăiești și să ai viață din belșug. Să trăiești, să ai viață din belșug. I just feel that is enough and you need a coffee. I need a coffee. Oricum, povara este suficient de mare și de aceea vă mai spun doar atâta. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales în Hristos să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cu alte cuvinte, am fost aleși nu la sfințire, ci am fost aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, dezbrăcarea și îmbrăcarea nu sunt opționale. Le refuz, mulți chemați, puțini aleși. Procesul sfințirii, procesul dezbrăcării și al îmbrăcării alege pe cei aleși de cei nealeși. Dumnezeu nu poate alege pe ochi frumoși. De aceea, do your homework. Stați și uitați-vă unul la celălalt. Hai să fac o primă experiență. Ce trebuie să dezbrace el?